au perpetuat unele declarații politice și acțiuni nedemocratice și anticonstituționale. Atât Traian Băsescu, cât și prietenul său Victor Orban. Atât Monica Macovei și prietenul ei, la Zbotoiești. Declară și acționează prin intermediul structurilor PDD în sensul încetinării unui drept democrat. Dreptul la vot. Este un drept pe care l-am câștigat cu greu, după 10 de ani de dictatură. Și faptul că Traian Băsescu și Victor Orban, Monica Macovei și Laszlo Teotici, îndeamnă în același glas, uniți în cuget și simțiri, după cum se spunea, pe timpul unei perioade pe care domnul Băsescu a apreciat-o foarte mult, ca cetățenii României să nu se prezintă la vot, mi se pare un lucru inacceptabil. Vrem de asemenea să sesizăm, să aducem în atenția opiniei publice, pentru că în atenția organelor specializate am făcut-o deja, modalități de acțiune ale unor structuri locale ale Partidului Democrat din teritoriu, care încearcă prin orice mijloace să împiedice prezența lor. În mai multe localități din Timiș, din Arad, din Mureș sau din Bistrița, primarii Partidului Democrat Liberal notează în mod ostentativ pe o listă persoanele care se prezintă la vot, amenințându-i că, de exemplu, în cazul în care sunt beneficiari de ajutor social, acest ajutor va fi sistat dacă ei vor insista să se prezinte la vot. S-au făcut mai multe sesizări la poliție în acest sens. De asemenea, numeroși primari continuă campanie electorală, numeroși primari Partidului Democrat Liberal continuă campanie electorală și campania de intimidare a alegătorilor din localitățile lor. În Suceava, în Dâmbovița, în Hunedoara, sunt doar câteva exemple și cazurile punctuale, numele, precum și datele persoanelor care au făcut aceste sesizări, au fost anonimizate poliției. Înțelegem că deja sunt mai multe cercetări în curs și este foarte bine să fie așa, numai că este de datoria noastră să facem încă o dată un apel. Orice exercițiu democratic se poate trașa în mod reprezentativ printr-o prezență mare la vot, indiferent de opțiunea pentru care se face acest vot. Și, în consecință, astfel de acțiuni de intimidare nu sunt doar nelegale, dar și